Festivalul Viorii cu Goarnă Dorel Codoban, unic în România, desfășurat duminică la Roșia, în județul Bihor, a reunit cei mai talentați virtuozi ai acestui instrument muzical. 13 mânuitori ai Viorii cu Goarnă au concurat pentru titlul de cel mai bun instrumentist. Fiecare participant a trebuit să prezinte două melodii de joc din zona Bihorului, iar concurenții au fost acompaniați de către un dobaș. Premiul cel mare a constat chiar într-o vioară cu goarnă, realizată de meșterul bihorean Marius Mihuț. Marele premiu, solist instrumentist Andrei Florin Junc! Felicitări, Andrei, dragă! Premiul întâi în valoare de 1500 de lei a fost câștigat de Mihai Călin Cionca. La festival s-au putut înscrie meșteri populari, precum și interpreți amatori cu vârste cuprinse între 12 și 50 de ani. În cadrul festivalului a fost prezentat și un spectacol folcloric susținut de artiști consacrați și de ansambluri de dans popular din regiune și din țară. În 2022, vioara cu goarnă, instrument reprezentativ al județului Bihor, a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al României. Tradiția cântatului la vioara cu goarnă se transmite din generație în generație în satele din Apuseni.